ai venit cu ideea piesei de mâine și ce te-a inspirat când ai interpretat-o? Ideea a venit foarte spontan. Eu și cu Aca am zis, băi, hai să scriem ceva care să aibă un impact asupra lumii. Și atunci ne-am gândit în viața oamenilor ce se poate întâmpla, încât să ai nevoie de un push-up pentru chestia asta de adolescență. Și că îți dorești ca adolescenții să fie, să se simtă mai bine ei cu ei. Și atunci să-i ajuți mult mai mult în chestia asta prin muzică. Cum arată pentru tine o noapte epică? E interesant. Pentru mine o noapte epică înseamnă undeva în Iași, pe un deal, cu o cafea în mână, iarna, unde să ascult muzică. Cum ai reacționat când ai aflat că faci parte din proiectul 22 Epic Nights? Am fost foarte încântată și imediat mi-a venit în cap o idee pentru piesă. Cum ți se pare inițiativa Samsung de a lansa un album muzical? Mi s-a părut o idee foarte tare, pentru că până la urmă e Samsung, e un brand foarte mare și mi se pare că chiar și-a dat sufletul pe tavă pentru tinerii din ziua de astăzi care au ceva de spus. Când ai fost cel mai all-out de până acum? A fost un eveniment în care trebuia să merg cu prietenii mei și a fost concert Jean Gabriel, de care eu nu știam, ei știau, și ne-am rocăit acolo până n-am mai putut toată seara, a fost uimitor.